toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 8 și 36 de minute, suntem cum era live și în direct. Da. Și pe Facebook, exclusivitate. Și pe Facebook, dar și pe toate frecvențele naționale Europa FM, pe internet, everywhere practic. Dublu sau nimic, astăzi pentru 800 de euro, Iuliana din Târgoviște ni se alătură. Bună, Iuliana. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. În primul rând vrem bună să-ți urăm dimineața. O da, mulțumim. O primăvară minunată. Și mulțumesc. La mulți ani de 1 martie, sau cum să zice, n-am știut niciodată cum trebuie să te adresezi corect. Trebuie să fii binevenit oricum. Iuliana, din inimă, Luca, din da, suflet și atunci se din accepte. Din tot sufletul vreau să spun că am pregătit specialment această ediție de dublu sau nimic, cu întrebări cumva în ton cu data de 1 martie și suntem total disponibili să îți dăm premiul cel mare. Întrebările nu sunt foarte grele. Sigur, orice întrebare poate pune pe oricine în dificultate, dar ele au fost croite în așa fel încât să dăm astăzi premiul și, repet, să fie în concordanță cu această zi de 1 martie. De-aia te avem pe tine, o doamnă, în dimineața asta la concurs. Spune-ne câte ceva despre tine, Iuliana. Păi, de moment casnică, în creștere copil, așa. O fetiță de un an și jumătate face astăzi, care mi-o ocupă tot timpul. La mulți ani, să trăiască, să fie sănătoasă, să-ți facă bucurie. Mulțumim, mulțumim. Păi, ne facem fiecare zi și savurăm orice moment cu ea și ne bucurăm de fiecare clipă cu ea. Asta, cam asta fac toată ziua. Încerc să nu pierd nimic din creșterea ei, pentru că mai avem puțin și ne întoarcem la serviciu și vrem să profităm cât mai avem timp de ea. Bravo, cât bine mai faci. Că nu te mai întâlnești cu clipele astea, recomand exact, exact. Dacă ai posibilitatea... Să stai cât mai mult cu copilul tău. Bravo, Iuliana. Păi, asta simt că da, aia mică doarme acum sau ce-i cu ea? Păi am lăsat-o la o vecină pentru că sunt singură acasă. Încerc, am tot încercat să-mi anunț soțul care este la serviciu și știu că ascultă în fiecare zi dublu sau nimic. Mă rog, vă ascultă, că ascultăm împreună. Dar n-am reușit și acum sunt singură acasă. Sper să mă descurc acum. Hai că vedem. Te descurci. Dar dacă vrei să-i spui ceva soțului că tot ascultă, poți să-i spui acum. Bogdan, dă-mi un semn că mă asculti. Asta zi. Bogdane, ai încurcat-o. Bine, Iuliana, hai să-i dăm bătaie atunci. Și... Bine, Bogdan, când ai nevoie de el. Da, vine și semnul da, de la exact. Bogdan. Să ne spui dacă în timpul concursului îți dă semn, vreun semn, da? Dar poate era mai bine... Păi, spune. Zic, poate era mai bine să rămâi tu la vecina ca să-ți dea o mână de ajutor vecina, că știi cum e, e bine câteodată să ai pe cineva să-ți dea da, spune. E puțin mai în vârstă, nu știu cât de mult se va descurca, dar prefer să stea cu cea mică, să nu am niciun, cum să spune, factor disturbator. Bine, bine, Iuliana, ținem pumnii. 100 de euro. Prima întrebare valorează 100 de euro astăzi. E foarte simplă. Iuliana, ce țară este supranumită țara lalelelor? E, Olanda. Așa zice. Vezi că Olanda nu mai există. Nu erau țările de jos. Practic. Da, da, întrebat... tot, e același lucru. Da, da, întrebat ce țară, nu ce țări. Ce țări este supranumită. Bravo, bravo, bravo. Da, 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 da. Ai 100 de euro, bravo, bravo, Iuliana. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Te-ai descurcat foarte bine. Na, Bogdan, uite, vezi, se descurcă și fără tine. Da, încă nu mi-a dat niciun semn de viață. Da. Lasă că o să vă reia. Știi ce l-așteaptă. Da. Bine, Iuliana, mergem mai departe sau te oprești aici? Mergem mai departe, acum ce o fi, o fi, dublu sau nimic, vedem. Bravo, bravo, bravo. 200 de euro. Iuliana, dansai bluzuri cu soțul tău? Nu prea sunt dansatori așa. Deci clar, nu o să mă descurc. Hai, ascultați, eu știu. De ascultat, ascultăm. Bun, atunci sper să te nimerim. Da, Doamne ajută. Pentru 200 de euro trebuie să ne spui ce faimoasă trupă rock, ce va concerta din ce am înțeles anul ăsta și în România, interpretează baladele November Rain și Don't Cry. Fun, Guns N' Roses. Aha. Nu, da, Guns N' Roses. Ăștia sunt. Da, nu, dar nu mă pricep muzica. Da, sunt fan, yeah, Axel, Fine Slash, yeah. Rock Never Dies, yeah. 200 de euro. Hai că ai ajuns foarte ușor.
Da, chiar foarte ușor. Nu știu ce să zic. Mie mi s-a părut foarte grea întrebarea asta și i-am și zis lui Luca astăzi că nu o să, indiferent cine o fi, nu o să treacă. George este pesimistul de serviciu. El aproape în fiecare dimineață spune că întrebările sunt infernale, n-are cum să știe nimeni. Eu și strângi, măi. Ia spune, Iuliana, mergem la 400? Nu știu, că mi-a dat scosul un semn, zice, bravo, bă. Dar nu știu dacă să merg mai departe sau nu, că deja am emoții foarte dacă mari. Dacă spunea bravo, mă, poate o luai în considerare, dar dacă ți-a vorbit cu bravo, bă, hai să mergem la 400 și... Păi, nu știu ce să fac. Aș merge, serios, aș merge. Hai! Ascultă-ți dacă mi-ar da și el un semn de viață să-mi spună ce să fac ca să nu fac o ultimă dacă pierd banii. Bă, nu-i de luat în calcul. Glumesc. Iuliana, eu zic că la 400. Părerea mea acum... Vreau să spun ceva, de-abia acum au luat emoțiile și e posibil să o dau în bară, că mă cunosc cum sunt. Și așa că mai bine mă opresc la 200 de euro, că e prima oară când intru în direct la un concurs, când particip la un concurs de genul acesta și mi-am făcut deja un cadou frumos, așa că eu zic că e de ajuns, ce e mult strică. Și mă, nu-i minciună, tragedia e că noi ca nații avem foarte multe proverbe de-astea în care ne mulțumim cu puțin, da. Cu puținul, da. Mână, cu da, avem, da, da. Sabia plecată, capul notaie. Da. Da, și uneori e bine. Au fost mulți concurenți inspirați să se oprească la momentul oportun. Acum, dacă ai știut de Guns N' Roses, eu zic că știi și de următoarea. Nu, și soțul spune să mă opresc că deja soțul zice, sună deja. Păi ce ai făcut, Bogdane? Ce ai făcut? Iuliano, lasă-i vezi că ăștia-s vagabonzi, încearcă să te tragă în întrebarea următoare. Nu mai continuăm. Iuliana, deci, e decizia ta. E și 1 martie. Mă opresc. Deja am început primăvara foarte bine. Așa, nu mă așteptam să mă sunați, deci mă scriu de când a început concursul, de ani de zile. Și astăzi m-am înscris pentru prima oară de două ori. Hai, poate o fi cu noroc astăzi, chiar așa am gândit. N-are nicio legătură asta. Sunt unii care joacă la loto 10 de bilete și de fiecare dată, dacă ați remarcat, primul cel mare câștigat de unul care a pus o singură variantă, nici măcar 3 n-a pus. A pus 6 numere și a câștigat. Așa e și la dublu. Sunt oameni care se înscriu de ani de zile la fel ca tine, unii nu intră niciodată, alții au avut oportunitatea de a intra de două ori. Deși pare uluitor, s-a întâmplat. Așadar, da, e frustrant când știi deci mă opresc, gata. Iuliana, ai câștigat 200 de euro. Mulțumesc. Dimineața asta. Felicitări! Mulțumesc! Sunt banii tăi! Ce drăguț! Și acum, uite, o să vreau să răspund la a treia întrebare. Ăștia-s banii lui Bogdan. Da, bravo! Da. Ia să te concentrezi acum. Da. Și ne spui pentru ceea ce ar fi fost un premiu de două ori mai mare decât cel încasat de tine. Da. Cum o cheamă pe zeița frumuseții și a iubirii în mitologia greacă? Afrodita, asta e, am pierdut. Iuliana, am croit întrebările astfel încât să dăm premiu și să fie și pe placul doamnelor. Da, întâi dar sunt și factorii externi, emoțiile. Așa, și dreptate și... Poți să ai un lapsus. Noi suntem foarte fericiți că ți-am făcut o bucurie. Mulțumesc. Că până la urmă asta contează. Să fii sănătoasă, să ai o primăvară frumoasă, să te bucuri de aia. Mulțumesc și voi la fel. Și asta să ne reauzim cu bine. Asta e ghiocelul nostru, de la Dulu sau Nimic. Zambina. Dulu sau Nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.